Consilierii locale se întâlnesc joia aceasta, 29 august, în ședința ordinară, iar unul dintre proiectele zilei privește exceptarea de la plata taxei de parcare a mașinilor complete electrice. Potrivit proiectului, se propune acordarea acestui beneficiu pentru o perioadă de 60 de luni. Prin măsura de exceptare de la plata taxei de parcare în parcările publice cu plată de pe raza municipiului Iași a mașinilor complete electrice, Intenționăm să încurajăm achiziția de mijloace de transport ecologice pentru a reduce emisiile nocive în atmosferă, protejând astfel mediul înconjurător, se arată în conținutul proiectului de hotărâre.